Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Este seara în care ne întâlnim cu Ștefan Ion, psiholog, terapeut, scriitor. Bună seara, Ștefan! Mă bucur că Română, e mulțumesc mult alături de noi pentru invitație. și ne continuăm, da, seria emisiunilor. Astăzi e Legea Divinității, am înțeles. Da, este o lege foarte interesantă, o lege pe care o definim ca fiind un întreg univers, pentru că universul este făcut dintr-o singură măsură divină. Într-un cuvânt, Dumnezeu, care se manifestă în trei forme de acțiune: voința Tatălui, cuvântul Fiului și desăvârșirea prin Duhul lui Dumnezeu. Într-un cuvânt, rațiunea, sentimentul și voința trebuie să fie una cu unul Dumnezeu, care este în tot și în toate și care susține, este sursa acestui univers și însuși desăvârșirea sa. Este practic ceea ce încercăm să înțelegem în fiecare zi, pentru că noi nu înțelegem că suntem o ființă divină, nu înțelegem că totul are un sens și că Dumnezeu se manifestă în acest sens și El dă sensul întregului univers. Desigur că ne punem foarte multe întrebări de ce Dumnezeu nu rezolvă anumite lucruri. Pentru că Dumnezeu nu rezolvă aceste lucruri tocmai pentru că omul trebuie să fie desăvârșit prin propria lui alegere, prin ceea ce noi înțelegem la un moment dat că ne-a lăsat fiind liberul arbitru. Și atunci trebuie să vedem că aceste forme pe care le avem, și discutam noi puțin înainte de emisiune, vorbeam de rațiune. Practic, rațiunea este de două feluri. Pentru că avem două tipuri de minte, mintea divină și mintea care vrea să ne tragă în univers pe care noi o numim minte rațională. Dar există un proverb foarte frumos în care rațiunea creează monștri. Și asta este plin de adevăr și plin de armonie. Întotdeauna vedem că există lumină și întuneric, vedem că există părți pozitive și părți negative. De aceea trebuie să acceptăm cele două forme de manifestare, dar în același timp să alegem ceea ce este de folos pentru noi, pentru sufletul nostru și pentru Duhul din noi. De aceea trebuie să înțelegem că Dumnezeu este sursa a tot și a toate și că tot există în Dumnezeu și Dumnezeu se manifestă în tot și în toate. Dacă înțelegem acest lucru, putem să vedem cât de mult ne armonizează această stare, această formă în care putem să vedem toate posibilitățile din acest univers și modul în care omul, într-un fel sau altul, se manifestă. Am stat și am analizat așa cât putem noi să înțelegem din punct de vedere rațional și din punct de vedere divin această lume. Și mă uitam care sunt oamenii care au rămas în istorie, în așa zisa istorie, pe care într-un fel sau altul oamenii au înțeles-o și oamenii și-au luat ca exemplu. Și mă uit cu atenție că în ultimii 3500 de ani, singurii cu adevărat care au rămas în istorie sunt cei care au creat nemurirea, cei care au vorbit despre nemurire. Și cei care nu au schimbat legile de la zi la zi, crezând că, într-un fel sau altul, sunt mai nobili decât ceilalți sau sunt mai cumoți decât ceilalți, aș putea spune așa, într-un cuvânt românesc. Până la urmă, Divinul are legile sacre, legile scrise pentru totdeauna și ne dăm seama că tot ceea ce există în Univers, așa cum am vorbit și în emisiunea trecută despre legea lui tot, legea lui Dumnezeu, se manifestă în tot și în toate, se manifestă fără ca să vrea să schimbe ceva, ci doar pur și simplu această lege intră în acțiune. De aceea trebuie să înțelegem și această a doua lege, legea divinității. Totul este divin și totul se manifestă, există în tot și în toate și tot ce există în tot și în toate se manifestă în interiorul divinului, în interiorul lui Dumnezeu. Pentru că această măsură divină în care Dumnezeu se manifestă în cele trei ipostaze. Și aici vorbim de
feminin, masculin, dar vorbim și de mamă și de tată, dar vorbim și de fiu. Așa cum vedem, întotdeauna există unul. Întotdeauna unul este considerat a fiind tatăl. În momentul în care vorbim de doi, vedem că acolo, alături de tatăl, prin creație, vine făcut din coasta tatălui, apare și, adică din coasta bărbatului, apare și femeia. Dar vedem că în manifestarea lui trei, dacă este să vorbim de cele trei forme de acțiune, vedem manifestarea fiului. Dar aceste manifestări ale fiului le vedem în Sfânta Scriptură prin cele trei forme, prin cele trei nașteri pe care Adam și Eva le face. Și aici trebuie să analizăm puțin și legea divinității prin cele trei forme de manifestare. Și aici vedem legea care apare prin Cain. Da? Legea divinității și manifestarea prin Cain, care este agricultorul, cel ce vrea să lucreze zona pământului, dar când analizăm zona pământului vorbim de trup. Și vedem acolo că Abel apare într-o zonă a sacrificiului, în care el este păstorul care într-un fel sau altul manifestă voința de a fi, voința de a manifesta și voința de a trece dincolo de planul material. Și vedem că în interacțiunea dintre cei doi, vedem că Cain, adică materia, vrea să subjuge păstorul, cel care este învățat, și am trăit și noi, în special în zona comunistă, în care oamenii care nu aveau niciun fel de cultură i-au încălecat pe cei care i-au băgat la pușcărie și după aceea au creat o altă orânduire după chipul și asemănarea lor. N-a arătat prea bine și știi foarte bine din exemplele respective. Dar ceea ce mă uitam este că acești oameni, chiar dacă au ajuns în temnițele comuniste, vedem că ei s-au mântuit prin ceea ce au fost dincolo de trup și dincolo de spațiu, dincolo de locul în care au stat. Deci iată că manifestarea aceasta a lui Abel este o manifestare a sacrificiului. Și avem o manifestare care apare după ce Abel nu mai este, după ce pleacă prin acest sacrificiu, vedem manifestarea lui Set, manifestarea Spiritului. Și dacă ne uităm în cele patru evanghelii, vedem că Iisus apare pe cele două elemente, pe cele două ramuri, dar el apare din ramura lui Set, nu apare din ramura celor care erau în zona materiei. Și atunci vedem cele trei forme de manifestare, de acțiune în care putem să înțelegem acest pământ și vedem cum desăvârșirea poate să fie doar pe o singură cale. Pe zona spirituală, pe zona spiritului, pe zona în care Duhul din noi este înțeles dincolo de materie și dincolo de ceea ce înseamnă fizica cuantică, de ceea ce înseamnă că totul este în tot și în toate. Și atunci vedem că această rațiune în care vrem să dobândim ceva, vrem să avem ceva, vrem să-i subjugăm pe ceilalți prin averea noastră, prin tot ceea ce credem noi că ne aparține, este pur și simplu dărâmată de către Iisus, care vine: voi dărâma acest templu și îl voi reconstrui în cele trei zile. Oamenii n-au înțeles ceea ce vrea să spună Iisus și vedem că tocmai desăvârșirea vine prin dărâmarea acestui templu, sau aș putea să-i spun acestui Babilon din noi. Și în momentul în care dărâmăm interacțiunea pe care Duhul acesta cotropitor al pământului din noi, a materiei din noi, este dărâmat și vine la putere Duhului Dumnezeu, Divinul se manifestă în tot și în toate. Pentru că Divinul, care este condus de către rațiunea și mintea divină, de către Spiritul nostru, de către Duhul din noi, este forma și susținerea tot și în toate, în care Divinul se manifestă în tot și în toate, dar întotdeauna cel mare îl ocrotește pe cel mic, iar cel mic se supune celui mare.
Pe când în materie este tocmai invers. Cel mare vrea să-l supună pe cel mic și cel mic este sclav la cel mare. Asta este diferența între divinitate și între modul în care divinul vrea să armonizeze lucrurile. Și ne gândim la această lege minunată a divinității în care Dumnezeu doar oferă. Ai observat că Dumnezeu doar oferă? Ce cere Dumnezeu de la noi? Nimic. Ce nevoie are Dumnezeu de la noi ca să fie desăvârșit? Nimic. Ce posibilitate avem noi ca să-L facem fericit pe Dumnezeu? Această zonă trebuie înțeleasă și trebuie să vadă Dumnezeu prin fiimea pe care există, pentru că aceea de-a treia formă este forma fiului, este forma în care tatăl își vede copilul realizat și copilul realizat înălțat și desăvârșit, precum și tatăl lui este. La un moment dat, apostolul îl întreabă, cum trebuie să fim noi, Doamne, îl întreabă pe Hristos. Iar Hristos le răspunde, desăvârșit să fiți precum și tatăl vostru este. De la acest tipar pe care noi îl înțelegem în timpurile actuale și de la modul în care există divinul din noi, există lucruri total diferite. Și mă uit pe zona de dezvoltare personală, această zonă care vinde iluzii și care nu vorbește despre divinul real, ci vorbește despre divinul imaginar. Iar divinul imaginar nu este cel care se manifestă în adevăr. Este divinul care se manifestă în zona materiei. Pentru că noi, dacă stăm să ne uităm în spatele fiecărei dorințe, este realizarea de ceva și de cineva. Noi vrem să fim cineva. Și acest lucru, într-un fel sau altul, ne îndepărtează de divinitatea din noi. Vorbeam puțin mai devreme despre modul în care noi ne promovăm, într-un fel, imaginea. Nu prea m-am priceput și nici nu mă interesează să mă preocup foarte mult de această imagine. Pe mine mă interesează să mă preocup de cine vorbește din ceea ce eu spun prin cuvânt. Pentru că dacă manifest Divinul care există în tot și în toate, Duhul lui Dumnezeu care există și ne susține cu această măsură divină din care e făcut tot Universul, atunci cu siguranță voi manifesta aceste lucruri. Și la un moment dat, Hristos ne spune: degeaba vei cuceri tot pământul, adică toată lumea fizică, dacă îți vei pierde sufletul, adică dacă vei pierde divinitatea din tine. Și, din păcate, asta se întâmplă la acest moment: ne vindem sufletul pe nimic și ne vindem sufletul fără să ne dăm seama. Pentru că, întotdeauna, sufletul nostru există acolo unde este mintea din noi, acolo unde este sufletul din noi, adică unde este dorința din noi. Și dacă este să analizăm dorința cu adevărat, vedem că această dorință nu manifestă divinul din noi, ci manifestă materia din noi. Iar dacă manifestă materia din noi, este foarte clar că vine din zona în care noi vrem să dobândim materie. Dacă analizăm ceea ce scriu în cărțile mele, și anume, Divinul se manifestă în toate formele și posibilitățile știute sau neștiute, vedem că în această frază îl găsim pe Dumnezeu în tot ceea ce există în acest univers. Foarte mulți oameni nu înțeleg că noi suntem oameni și tot ceea ce există în acest univers există ca voință a Dumnezeului unicului Creator, care într-un fel sau altul dă toate posibilitățile, toate formele, încă știute de noi pe care le vedem cu planul fizic, dar sunt infinități de forme neștiute de către noi și care se manifestă în divin. De aceea este foarte important să înțelegem forma și esența. Pentru că întotdeauna ne ducem după formă. Dacă ne uităm, știi, ne uităm la om, ne uităm la forma lui, cum arată, câte kilograme are, ce haine are și modul în care el se manifestă, ce mașină are, ce ceas are, ce telefon are. Asta este forma în care noi îl analizăm pe om. Nu așteptăm să vedem ceea ce este în capul lui, ceea ce este în manifestarea lui, ci pur și simplu îi punem o etichetă. După aceea vin numerologii și spune, ia spune-mi tu numele tău.
Și începe să-ți spună o grămadă de gogoși. Spune, numele tău zice, iată este o cifră de 1. Și iată ce spune 1. Eu sunt numerolog de foarte mult timp. Deci știu ceea ce spun și știu ceea ce se manifestă. Nu avem acest drept să punem etichete. Nu avem acest drept să putem să îi organizăm pe oameni după propria noastră știință. Pentru că întotdeauna când vei asculta un numerolog, vei asculta o cunoaștere care vine din lumină sau din întuneric. Întrebarea mea este următoarea. Pentru cei care manifestă, știind ceea ce spun, de unde vine cunoașterea numerologică? De unde vine cunoașterea astrologică? Și dacă cei care sunt astrologi și numerologi, pentru că știu și am făcut cursuri aprofundate în această zonă, îmi dau acest răspuns, îi voi crede. Dacă nu, voi crede pe cel ce a făcut acest univers, cel care a făcut și aștrii, cei care au făcut și numerele, dar fără să analizeze numerele și fără să le organizeze așa cum noi ne ducem în judecata lui Dumnezeu. Sunt alții care analizează omul după chip. Iată că tu ai, nu știu ce fel ai sprâncenele, iată ce fel ai tu nasul și uite să spune eu ceva despre tine. Acel om vorbește la fel ca și ceilalți din zona de umbră, ca să nu-i spun mai abrupt, așa întuneric, ci vorbește din modul în care el îi judecă pe oameni. Ori prima dintre lucrurile pe care le-am învățat în momentul în care am înțeles ceea ce înseamnă Dumnezeu este așa. Și vreau să le spun celor care judecă, numerologi, astrologi, cei care analizează chipurile. Avem dreptul să judecăm pe cineva? Dumnezeu nu ne spune, cel ce judecă va fi judecat, cel ce nu judecă va fi binecuvântat? Eu atât îmi pun această întrebare și întotdeauna trebuie să mă ghidez după ceea ce îmi spune Divinul, nu după ceea ce îmi spune rațiunea, așa cum spuneam, care creează uneori monștri. Nu avem niciun drept, te rog să mă crezi, să interpretăm oameni după chipuri, după modul în care sunt unși, după modul în care se poartă, după modul în care, într-un fel sau altul, vor să fie chipul lor, ci întotdeauna să analizăm Duhul care se lăuzește în ei. Cred că sunt foarte puțini oamenii care nu suferă de problemele atât de răspândite în ziua de astăzi, cum ar fi probleme de somn, probleme de concentrare, probleme de sănătate. Comparați cum era viața voastră înainte și cum este după ce ați luat orsolul, eu am simțit schimbările încă din prima seară. Vă recomand să faceți același exercițiu și vă garantez că nu vă veți putea despărți de el. Și aș mai pune o întrebare cu privire la divin. Aș vrea să vedem pe cine slujim noi în această existență. Slujim divinul din noi sau slujim materia? Nu sunt foarte radical în condițiile în care cred că, într-un fel sau altul, materia nu ne este de folos. Ba da, ne este de folos. Trebuie să dăm cezarului ce este a cezarului, dar să nu uităm că ceea ce este al divinului, al lui Dumnezeu, să dăm lui Dumnezeu. Iar ponderea să fie undeva 80-20% sau poate să fie o treime, dacă nu, dar în orice caz nu mai mult de o treime în zona cezarului. Pentru că această zonă ne va duce să slujim cezarul și să nu-l mai înțelegem pe Dumnezeu. De aceea este foarte important să înțelegem forma și esența. Noi avem o formă. Dumnezeu ne-a dat acest trup. Care este forma care se vede la exteriorul nostru? Dar vedem că în interior există o divinitate extrem de complexă, cea mai complexă divinitate de pe pământ, pentru că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar vedem că nu în tot se manifestă chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și te rog să mă crezi că, având așa mii de pacienți în fiecare an, îmi dau seama că chipul și manifestarea lui Dumnezeu este mai greu de pătruns. Pentru că noi zicem, iată că vine un om. Nu. Iată că vine o ființă, dar să vedem dacă este om, că îți dai seama de acesta dacă se află un om, doar dacă el îl slujește pe Dumnezeu și dacă Divinul se află în el. Dacă el manifestă o altă apucătură și alte legi care nu sunt în acord cu legea divină,
E clar că nu slujește divinul din el. Și atunci trebuie să vedem care este divinul din om și dacă el se manifestă în Duhul lui Dumnezeu și dacă esența care sălăjuiește în el manifestă cu adevărat trăirea și armonia de a fi. Posibilitatea noastră este clară. Foarte mulți oameni vorbesc de cele trei căi. Calea în care slujești ca idol, și calea care slujești pe Dumnezeu și foarte mult zic eu sunt pe calea de mijloc. Nu există calea de mijloc. Și o altă veste pe care o dau oamenilor care nu pot să fie pe linia de intersecție între cele două căi. Ori îl slujești pe Dumnezeu și atunci este foarte clar, dar ca să-L slujim pe Dumnezeu trebuie să fim cuvânt, vorbă, faptă, în adevăr, dreptate, și cuvântul divin pe care l-a dat Dumnezeu în toate formele de manifestare și în toată esența pe care divinul se manifestă în noi. Esența divină din noi este într-adevăr o esență divină. Este o esență care ființează. Iată că noi ființăm fără să știm într-un anumit fel. Și vorbeam puțin mai devreme, înainte de emisiune, de modul în care putem posti. Păi este foarte simplu. Putem să postim și am reușit 43 de zile să postez doar cu apă. Cine din mine are nevoie de hrană? Cel care are nevoie de hrana această fizică este trupul meu, care într-un fel sau altul crede că moare dacă divinul nu-l alimentează. Eu nu sunt de acord cu acest lucru, pentru că această formă de energie putem să ne o luăm în mod diferit. Putem să ne o luăm în cuvânt. Deci, în taberele arăt oamenilor cum orice cuvânt pe care îl spun acolo, el ia formă, ia esență. Și atunci, dacă eu spun că mă hrănesc cu Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu mă va hrăni. Trebuie să și înțeleg acest lucru? Nu trebuie să-l înțeleg, ci doar trebuie să-l manifest. Și atunci eu zic, Doamne, și trebuie să ne amintim de Ilie, care era hrănit, Sfântul Ilie, care era hrănit, îi se aducea odată pe lună o nucă. O nucă, un corb îi aducea o nucă și el trăia cu acea nucă. Și trebuie să vedem dacă aceste lucruri putem să le manifestăm și noi, dacă sfințirea din noi, Duhul din noi ne poate armoniza. Și trebuie să luăm exemplu pe Mântuitorul. Deci după ce se botează, după ce se pregătește, pentru că, iată, era nevoie de 30 de ani de așteptare și de ascultare, pentru că, în special în acea perioadă, tinerii nu prea erau ascultați și credeau că doar după 30 de ani aveai un cuvânt de spus. Deci Mântuitorul așteaptă cei 30 de ani, se duce să se boteze cu toate că el era însuși fiul de Dumnezeu, se duce să se boteze și să arate că trebuie făcut acest botez, se duce, este botezat cu apă, el unește în acel moment prin teofanie cerul cu pământul și toate elementele din cer și din pământ. Dar vedem că după ce iese de acolo, se duce și este purtat de Duhul lui Dumnezeu 40 de zile în pustie. Este foarte interesant acest lucru. În care el se duce, crede acest lucru și trece prin aceste stadii foarte importante, aceste 40 de zile și vedem că și Moise de două ori trece prin cele 40 de zile și vedem că poporul evreu trăiește în această deșertăciune 40 de ani, deci tot 40. Și atunci vedem că după manifestarea aceasta divină care se întâmplă în noi, după această manifestare divină care se manifestă în noi, divinul te poate hrăni într-un mod în care nu-l cunoști, nu-l recunoști, dar este într-o esență care pur și simplu ține viață. Și acum mă întreb și eu. Trupul fizic ține sufletul în el sau sufletul ține trupul divin? Și atunci răspunsul este foarte clar, sufletul ține trupul. Și nu cumva sufletul este hrănit printr-o altă formă divină pe care noi nu o înțelegem și vedem că viețuirea se întâmplă doar dacă divinul din sufletul, din spiritul nostru, sălăjuiește în trupul nostru? Și atunci ne dăm seama că, de fapt, esența susține materia și nu materia susține esența.
Pur și simplu această stare pe care noi avem în trupul nostru, pe care îl onorez și de care mă bucur în fiecare zi, care îi aduc ca mulțumire și îl fac un templu sfânt, îl fac un burduf nou pentru divinul ce se manifestă prin el, dar în același timp întotdeauna știu să dau divinității esenței care susține viața și care susține acest trup. Știu că dacă Dumnezeu va cere sufletului meu și spiritului meu să meargă acasă, cu siguranță trupul va rămâne aici și asta este întrebarea. Trupul va mai avea nevoie de alimentație atunci când sufletul pleacă de la noi? Ei, nu va mai avea nevoie de această alimentație și ne dăm seama că această esență este de fapt divinul din noi și care se manifestă în toate formele știute sau neștiute. Și atunci vedem ce este divinul din noi. Divinul din noi, în cărțile pe care le spun, mai spun următorul lucru. Duivânul este forma de acțiune a lui Dumnezeu. Deci divinul, adică ființarea din noi, însuflețirea din noi, divinitatea, spiritul din noi, se manifestă în acțiunea pe care Dumnezeu vrea să o facă. Dar unde vrea să o facă la acest nivel pe care noi îl înțelegem? Iată că vrea să-l facă în materie. Și de ce îl trimite pe divin? De ce trimite această divinitate, spirit, suflet, în trupul uman? De ce? Și răspunsul este foarte simplu, pentru a sluji pe celălalt om, pentru a încerca să aducă o undă de milostenie, o undă de iubire, o undă de multiplicare a divinității în zona de onestitate, de sinceritate, de armonie pe care o desăvârșim de fiecare dată. Și atunci ne dăm seama că divinul, divinitatea din noi, spiritul din noi, Dumnezeul din noi, sufletul din noi, se manifestă ca o formă de acțiune care vine din cer și din împărăția cerurilor ce se află în noi, dar nu ne spune împărăția cerului se află în trupul vostru, ci împărăția cerurilor se află în divinul din voi. Deci iată că împărăția cerului nu trebuie să o găsim aici în partea materiei, ci divinul se manifestă în partea neștiută, nevăzută, nemângâiată, să zicem așa, a zonei din interiorul nostru. Dar vedem întotdeauna că divinul este iubirea lui Dumnezeu. Aici, desigur că putem să vorbim foarte mult, pentru că divinul se manifestă doar în iubirea lui Dumnezeu. Care este diferența pe care o dau imediat în cele două forme în care, pe de o parte, atunci când vine omul la mine, îl ascult pe el și în partea a doua a consultației, pur și simplu îi spun despre el ceea ce el nu știe. Zona de materie, zona trupului său, o manifestă atunci când îl ascult pe om. Iar zona în care omul află despre el ceea ce încă n-a reușit să afle, este zona și partea a doua, în care divinul poate să se manifeste. Dar ceea ce este foarte important să înțelegem, că divinul, atunci când omul este căzut, nu se poate manifesta în iubire, în fericire, în armonie, în formele acestea pe care noi le căutăm în totalitate. Și pur și simplu, el nu poate fi pătruns în niciun fel de aceste forme ale acțiunii noastre. Și mai dau încă o veste foarte bună, o consider o veste foarte bună, este că singurul aducător de fericire, iubire, pace și armonie în interiorul nostru este însăși Divinul, adică Duhul lui Dumnezeu. Pentru că pe acolo vine prin iubire și prin lumină manifestarea în ființarea noastră, iar prin ființarea noastră se însuplețește această stare minunată pe care Dumnezeu ne-o dă. Noi căutăm pacea, căutăm liniștea, căutăm bunăstarea, căutăm, nu știu, orice forme prin care putem să manifestăm, dar noi nu putem să dobândim pacea. Foarte interesant că pacea nu ne este dată nouă și iubirea nu ne aparține nouă. Iubirea această fizică în care noi încurcăm și spunem acest cuvânt, te iubesc, de foarte multe ori, dar nu-l simțim, nu-l manifestăm niciodată,
Pentru că întotdeauna Dumnezeu ne spune, Dumnezeu cuvântul ne spune, vorba, gândul și fapta să fie în aceeași expresie. Și acum pun și eu întrebarea, pentru că întotdeauna îmi pun întrebări. Ce ar face Hristos în momentul în care ar vedea un om aflat în suferință? Exact cum ar trebui să facem și noi. Ce ar face Hristos în momentul în care un om ar fi bolnav, ar fi într-o traumă, ar fi într-o suferință, un om ar fi, nu știu, n-ar avea posibilitatea să își întrețină familia? Ce ar face un om? Ce ar face Hristos? Hristos ar fi acolo, Hristos ar fi milostiv, Hristos ar avea bunătate, Hristos ar îmbrățișa omul, Hristos ar vindeca omul. Noi de ce nu facem acest lucru? Pentru că în interiorul nostru se află același divin pe care Hristos l-a manifestat. Asta ne spune Hristos. Altele și mai presus decât acestea veți face de veți avea credință. Și acum mă duc în forma în care noi înțelegem divinul este iubirea lui Dumnezeu, dar divinul este credința prin care noi îl lăsăm pe Dumnezeu să se manifeste cu iubire și cu lumină în interiorul nostru. Academia pe care am constituit-o este o academie de lumină și de iubire, în care acțiunea iubirii lui Dumnezeu se manifestă acolo, în lumina deplină, în care pur și simplu cugetul nostru este luminat, mintea noastră divină se manifestă și mintea noastră divină umple acest gol pe care noi nu-l putem umple cu forma materiei, cu forma noastră fizică. Uită-te de fiecare dată că noi mâncăm, nu știu, de 3 ori pe zi. Așa mănâncă în medie un om, dar mai luăm și vreo 5 gustări. Întrebarea mea este, ne săturăm vreodată? Eu zic că ne săturăm. Eu zic că nu. Păi de ce o luăm de la capăt? Păi. Pentru că vedem că trec 4 ore și vrem să mâncăm din nou. E clar că nu ne-am săturat niciodată. Și e clar că noi vrem ca acest lucru să se manifeste cu adevărat. Și uită-te, să știi că în momentul postirii, cu adevărat înțelegi cine este Dumnezeu. Nu în momentul în care stomacul este plin. Pentru că toate aceste forme ale căderii umane vin în momentul în care omul este îndestulat în planul fizic. Cu adevărat vei înțelege pe Dumnezeu atunci când ești în zona de postire și în care divinul se manifeste cu adevărat în forma în care deja este sătul. Da? Divinul întotdeauna este sătul. Pentru că divinului nu-i lipsește nimic. Ce lipsește sufletului nostru? Nimic. Ce Bine. lipsește duhului nostru? Nimic. Așa este. Așa cum o invitată dragă mie, cu care fac emisiuni de niște ani de zile, atunci când se referă la hrană, ea desparte cuvântul în har ana. Da. Deci, hrana trebuie să fie înainte har, harana. Deci, trebuie să fie hrană pentru suflet. Așa cum și tu foarte bine ai spus. Ori noi Este corect. Este corect. gândim la hrana sufletului prima dată, ci ne hrănim la hrana stomacului. Păi da, noi știm și suntem, cel puțin eu sunt creștin ortodox și sunt în adevărata ființare, noi vedem că Duhul și Harul lui Dumnezeu se manifestă în tot și în toate. Ce vedem acolo la botez? Ce se întâmplă? Harul lui Dumnezeu vine peste cristelniță și se întâmplă ceea ce se întâmplă. Harul lui Dumnezeu vine și acolo când ne căsătorim. Harul lui Dumnezeu vine în manifestarea trăirii noastre. Deci iată că Harul lui Dumnezeu, această formă de acțiune a lui Dumnezeu vine în toate formele, în fiecare celulă a ființei noastre. Și acum, uite, ne ducem în manifestarea mult mai profundă a înțelegerii trupului nostru. Noi suntem constituiți între 70 și 100 de miliarde, triliarde de celule, da? Triliarde de celule. Cum știe acea celulă, și fiecare celulă este unicat, cum știe acea celulă să devină ficat, cum știe acea celulă să devină inimă, cum știe acea celulă să fie ochi cu care noi vedem, cum fiecare celulă are fiecare manifestarea ei singulară, unică, desăvârșită.
și în care Duhul din noi manifestă această zonă de acțiune. Cum știe Duhul din noi să vindece trupul nostru? Cum știe Duhul din noi să vindece o boală? Cum știe Duhul din noi să vindece o răceală? Cum știe Duhul din noi să manifeste toate aceste trăiri divine care se manifestă în noi? Cum Duhul din noi știe să ne dea fiecare respirație? Harul și darul lui Dumnezeu este în fiecare respirație. Întotdeauna tot ceea ce se manifestă în trăirea și viețuirea umană se manifestă în cele două stări, între inspir și expir. Inspir și expir. Dacă n-ar exista inspir și expir, pur și simplu, noi n-am putea să primim acest dar și har în care se manifestă trupul nostru. Și atunci, exact cum spuneai și tu, ar trebui să ne ducem în zona în care primim cu adevărat har și dar din zona divină și din zona trăirii noastre. Și am să mai descătușez un picuț și lucrurile astea în care contează ce mâncăm. Contează, într-adevăr, din punct de vedere vibrațional, ceea ce mâncăm. Dar mult mai puțin decât credem noi, pentru că tot ceea ce se manifestă în noi se manifestă cu darul și harul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm acolo la nunta din Cana Galilei, în care Hristos transformă apa în vin, înseamnă că și noi avem puterea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o prin apostoli și prin faptul că noi putem să fim niște trimiși. Până la urmă, apostol înseamnă trimis. Fiecare din noi suntem trimiși aici de către Dumnezeu, fiecare din noi suntem trimiși aici pe pământ să înmulțim lumina și iubirea. Și dacă forma divină de acțiune a lui Dumnezeu se manifestă în noi, ne dăm seama că fiecare din noi putem să stabilim acest detox pe care îl facem în toate planurile. Pentru că eu vorbesc de detoxul emoțional, mental, spiritual, fizic și nu doar de detoxul în care noi avem grijă doar de ceea ce mâncăm. Este foarte importantă apa pe care o bem. Este foarte importantă. Dar eu întotdeauna vreau să manifest apa pe care Hristos mi-o dă, apa vie. Să ne amintim la întâlnirea pe care Hristos o are cu femeia din Canaan, de acolo, și în care Hristos îi spune: de ai ști cine sunt, mi-ai dat să beau apă de la tine și dacă ai ști cine sunt, ai bea apa pe care eu ți-aș da-o ție, apa vie. Adică apa pe care noi trebuie să o armonizăm. De aceea eu le spun tuturor, dragii mei, important este apa vie pe care o bem. Și nu trebuie neapărat să bem nu știu ce apă de nu știu ce firmă și nu știu ce apă dintr-un nu știu ce loc. Dacă bem apa vie în care Hristos se manifestă, pur și simplu Hristos se va manifesta în toată trăirea divină, se va manifesta în iubirea și în manifestarea din noi. Asta trebuie să înțelegem. Și dacă este să ne ducem și în zona materiei, în care e foarte important ce mâncăm acolo, este foarte important, într-adevăr, dar nu atât de important cât se spune. Este foarte important în care pur și simplu mâncăm acolo ceea ce a fost dat de către Bunul Dumnezeu. Și acolo Bunul Dumnezeu ne spune în facere că ne-a dat toate ierburile pământului și toți arborii care fac fructe, aceasta să fie hrana voastră. Și aceasta se manifestă acolo din punct de vedere fizic. Dar vedem în același timp că Hristos mănâncă pește. Vedem că Hristos mănâncă pește și înmulțește ceea ce este bun și înmulțește ceea ce Divinul a făcut pe pământ și vedem că înmulțește și pâine. Mă uit acum la foarte mulți oameni, văd că oamenii de așa zisă știință cu ghilimele de rigoare au dat și pâinea ca fiind negativă. Dragii mei, Hristos nu poate să înmulțească ceea ce este negativ. Hristos nu poate să înmulțească ceea ce nu este în esență divină. Deci pâinea este bună și mâncați-o fără niciun fel de probleme, pentru că foarte mulți adaugă acolo glutenul ca la o chestie negativă. Vedem pe de altă parte că în foarte multe teorii scoatem și laptele, scoatem brânza, scoatem slănina, scoatem tot ceea ce poporul român a mâncat de o viață și credem că toate sunt negative, dragii mei. Cea mai bună sursă de proteine este slănina.
Cea mai bună și cea mai naturală sursă de proteine este slănina, dar acolo, într-o zonă în care purcelușul acela a trăit și el în mod natural, nu a trăit doar cu concentrate din astea care, într-un fel sau altul, trebuie să-l dea gata. Când ne uităm, vedem că păsările, la momentul acesta, păsările cresc în mai puțin de o lună. Măi, eu m-am uitat la, când eram copil, mă uitam că puneam cloșca primăvara și mâncam și noi un puișor toamnă. Și acum, pur și simplu, în sub 30 de zile, îți dă puiul și ți-l dă ca fiind. Nu judecăm ceea ce este acolo, nu este treaba noastră, dar important este să înțelegem că Dumnezeu a făcut o rânduială. Și este foarte important să înțelegem că Duhul acesta care vine în materie poate să sfințească tot ceea ce poate fi dus în zona de trăire și în forma de manifestare a lui Dumnezeu. Aș mai putea spune câteva cuvinte. Divinul poate fi multiplicat la infinit, adică această formă de divinitate există în tot și în toate, există în fiecare coantă a Universului și poate fi multiplicat de către Dumnezeul la infinit. Mai mult de atât, divinul este în echilibru cu toate și în corespondență supremă. Deci divinul este în echilibru întotdeauna și tot ceea ce creează haos va veni divinul care va manifesta echilibrul într-o corespondență supremă. În corespondența pe care o vedem și în Tatăl nostru, în care ceea ce este în cer se va manifesta pe pământ, ceea ce este manifestat pe pământ va veni prin pronie divină și se va manifesta în zona armonizării cu cerul. Divinul este miracolul manifestării divine și multiplicarea tuturor experiențelor. Iată cum Dumnezeu se manifestă divin în toate experiențele pe care noi le avem, nu ne judecă în niciun fel, avem noi grijă, ăștia oamenii care zicem noi că avem cunoaștere, să-i judecăm așa, numerologic, astrologic, după chip, după asemănare cu ceea ce suntem noi, în esență, că până la urmă fiecare va avea manifestarea aceasta a trăirii, a multiplicării experienței din el. Dar eu zic așa, că nejudecarea este forma iubirii, a multiplicării experiențelor noastre și trebuie să înțelegem că divinul întotdeauna se supune voinței supreme, adică voinței lui Dumnezeu. De sufletul, spiritul din noi se manifestă la voința supremă și care, odată armonizată, manifestă și trăirea pe care noi avem în trup. Ceea ce este foarte important să înțelegem un alt lucru esențial, și anume că divinul evoluează permanent. Deci tot ceea ce se întâmplă în noi și tot ceea ce există în acest univers este în planul și legea evoluției. Tot ceea ce nu evoluează va dispărea și chiar dacă va dispărea, se va transforma și va merge într-o altă formă de manifestare în care va evolua în planul următor. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun despre divin și despre legea divină este divinul urmează întotdeauna sursa, adică pe Dumnezeu, și este atras de ea. De Dumnezeu este atras, divinul este atras de Dumnezeu și nu de partea materiei. Divinul se manifestă atât în plan material, astral, mental și spiritual. Deci divinul este forma de manifestare a trăirii din noi și vedem că tot ceea ce se întâmplă în toate formele de religie, în toate formele în care au fost prorocii, în care au fost oameni care au vorbit prin Duhul din ei, prin har și darul de la Duhul Sfânt, vedem că acolo fiecare cuvânt pe care a fost spus a fost măsurat de către Divin. Să ne amintim că Sfânta Scriptură este făcută după Duhul lui Dumnezeu și după dar și harul pe care Dumnezeu a vorbit prin proroci, prin apostoli, prin Mântuitor care era însuși Fiul de Dumnezeu și vedem că aceste legi în Universul Infinit al lui Dumnezeu există într-un mod armonios și acestea construiesc ceea ce noi vedem a fi noul Ierusalim. Lumea nouă pe care eu o vorbesc în miracolul salvării îngerilor, lumea nouă, lumea în care totul este în lumină și iubire. Când vorbim despre divinitate, vorbim despre modul în care totul se manifestă într-o formă
în care vine din pronie divină. Pronia divină nu este făcut practic de către oameni, ci este făcut de către Dumnezeu, care venit în manifestarea aceasta pe pământ, poate să fie făcută slujirea prin oameni și Dumnezeu se manifestă prin slujirea oamenilor, dar vedem că această pronie divină se manifestă în slujirea a ceea ce este divinul din noi. Și vedem că serviciul divin pe care îl facem de fiecare dată este înzestrat cu însușiri cu totul miraculoase. Nu pot să spun oamenilor cum fac ceea ce fac, pentru că oricum nu este manifestarea lui Ștefan Ion, este manifestarea divinului, a Hristosului care se manifestă prin umilul slujitor al lui Dumnezeu, dar vedem că tot ceea ce este divin este ceresc, este dumnezeiesc, este sfânt. Este pur și simplu minunat, prea înalt, este o formă a grației divine care se manifestă întotdeauna în noi. De aceea să dăm divinului din noi ceea ce este divinului, ceea ce este a lui Dumnezeu, să dăm cezarului ce este al cezarului, dar să nu uităm că întotdeauna divinul este singurul nemuritor, iar ceea ce este dat cezarului este ceea ce rămâne aici și nu merge cu noi în nemurire. Să putem să avem un echilibru divin în viața noastră și să putem să avem sfințenia de a înțelege ceea ce înseamnă cunoaștere, evoluție, ceea ce înseamnă pătrunderea sensului și Duhului lui Dumnezeu și ceea ce înțelegem între această armonizare între știință, religie, filozofie, cunoaștere, medicină, toate aceste forme în care practic există legile care sunt guvernate de către acestea și nu mai este suficient timp, dar ar fi mult de spus aici, pentru că întotdeauna noi pornim cu o anumită gândire și vedem că nu întotdeauna forma divină din noi se manifestă și harul și darul lui Dumnezeu nu se manifestă cu adevărat. Și vedem că întotdeauna modul în care fericirea vine din noi, vedem că fericirea este divină și nu aparține oamenilor, aparține Duhului din noi, care pur și simplu trebuie să cucerească cetatea materialnică din noi și în care vedem că liberul arbitru nu mai funcționează. Un om cu adevărat divin este un om care pur și simplu se abandonează în voia lui Dumnezeu, în care la fiecare manifestare liberul arbitru îl dă lui Dumnezeu și în bunul Dumnezeu se manifestă această trăire. Vedem că atingerea unicului țel pe acest pământ este fericirea, dar fericirea nu este decât dată prin dar și har care vine la Duhul cel Sfânt. Deci pur și simplu putem să înțelegem această fericire cerească și putem să înțelegem așa cum și Dante, da? Dante Alighieri, cum îl cunoaștem, a făcut cele două fericiri, și anume fericirea terestră și fericirea celestă. Eu cred că fericirea terestră aparține și există posibilitatea să o avem într-un fel sau altul dobândită de noi prin ceea ce acumulăm și prin aceste bucurii mărunte, dar bucuria cu adevărat și fericirea celestă este dată doar prin Duhul Sfânt. Da, e foarte frumos ce spui și adevărat. Ideea este că nu știu câți din noi au ajuns la o asemenea conștiință, Ștefan, și nu sunt vorbe mari. No, noi cu toții știm să nu știu, să spunem, să ne declarăm credincioși, spirituali, deși sunt, cum să spun, e o diferență între a fi spiritual și a fi credincios, și aici se face foarte multă confuzie. Păi hai să spunem că e foarte simplu. A fi credincios înseamnă să stai Credincios, într-un acvariu, într-un acvariu și să aștepți fără să ai încredere. Credincios sau religios, să zicem așa, a fi spiritual înseamnă să fii una cu cel ce te-a creat și în voia lui permanent. Asta este să fii spiritual. nu Dar nu după voința ta, ci după voința divină, după voința supremă. da, așa ar trebui să fim.
Hai să vorbim puțin, Ștefan, despre ce faci tu dacă ai încheiat cu taberele, Am deci încheiat cu taberele, uite, săptămâna asta, la sfârșitul săptămânii, am o întâlnire în care lansez un nou centru de terapii la Galați, se numește Centrul Vestea Bună, cum altfel decât Vestea Bună, pentru că Vestea Bună înseamnă Evanghelie, înseamnă, așa, cuvântul tradus Evanghelie înseamnă Vestea Bună. Și aduc Vestea Bună și în plan fizic, și în plan spiritual, și în plan spiritual, la acest centru și facem ca lucrurile să fie dobândite în manifestarea de a fi. De aceea trebuie să înțelegem că forma care este pur și simplu acaparată de către esența divină se manifestă în adevăr și în care omul, pe măsură ce își dorește să treacă la nivelul următor, are toate pârghiile. Acolo, la acest centru, vom face evaluare în planul fizic, dar vom face la cei care doresc în planul următor evaluare în plan sufletesc, în plan spiritual, vom trata din punct de vedere, ia oprește puțin această poză, dă puțin înapoi. Uită-te la ceea ce vine din sus, aici, aici la această poză. Uite Duhul lui Dumnezeu care vine, uită-te la această poză, vezi? O vezi? Când ceri Duhul lui Dumnezeu, vine din cer și până în pământ, da? Ea vine la fel cum Sfântul Vasile cel Mare, în momentul în care slujea, se unea cerul cu pământul și din cer era un foc complet până în pământ. Eu aceste lucruri pe care le cer acolo în tabără nu le cer pentru mine. Le cer pentru acești oameni care schimbă viața, schimbă viețuirea și care, într-un fel sau altul, înțeleg cu adevărat care este esența vieții. Uită-te aici, un șir de vreo 70 de persoane care pur și simplu în 10 minute își îndreaptă coloana vertebrală și care nu știu dacă au fost pe pământ sau în altă parte, dar pur și simplu își dau seama că ceva s-a schimbat în interiorul lor. Foarte important să avem credință. Foarte important este să manifestăm aceste lucruri. La Centrul de Terapii Vestea Bună vom face, uite aici o cruce. Uite aici o cruce în care pur și simplu prin cruce și am demonstrat în tabără că peste cruce nu poate să treacă nimic. În momentul în care ai pus crucea și ai credință că peste cruce nu trece nimeni, nu poate să treacă nimeni peste cruce. Te rog să mă crezi că eu în tabără pur și simplu nu îngenunchez pe nimeni. Nu, eu pur și simplu îngenunchez eu pentru că așa simt. Eu pur și simplu așa îmi fac slujirea în genunchi. În momentul în care ai îngenunchiat, așa cum ne spune și Părintele Arsenie Boca, atunci pur și simplu îl slujești pe Dumnezeu, atunci înțelegi ce înseamnă smerenia. Pentru că în modul în care noi, într-o fie și mândrie, credem că suntem atât de vrednici să fim un stâlp în forma trăirii, nu ne dăm seama că doar în genunchi putem să dobândim această stare. Iar acești oameni trăiesc niște stări pe care nu le pot defini în planul fizic. Și am constituit, începând și cu acest centru, am constituit toate pârghile ca omul să fie tratat atât în plan fizic, sufletesc, spiritual, energetic și în toate planurile de manifestare pe care le putem face în fiecare zi. Asta e ceea ce putem face și nu contează vârsta, nu contează forma în care noi alegem, ci contează doar trăirea. Iar dacă trăirea este corespunzătoare, totul se schimbă în divin. Da, ce văd în toate aceste imagini este o bucurie, ți-am mai spus. Sunt imagini unice. Da, nici eu nu pot să explic ceea ce se întâmplă în aceste tabere pentru că nu pot vorbi prin cuvinte și întotdeauna faptele vorbesc. Te rog să mă crezi că au participat copiii de la un an în tabără, au venit cu părinții lor și am avut două persoane de 85 de ani care vin acolo la 85 de ani și care cu adevărat simt atingerea lui Dumnezeu, cu adevărat simt trăirea lui Dumnezeu. Deci am făcut tot acest sistem, îl pun la dispoziție lui Dumnezeu și în slujirea lui Dumnezeu pentru toți oamenii care vor să meargă la nivelul următor. Evident că este greu de înțeles să mergem în toate aceste planuri dintr-o dată, dar pas cu pas le putem analiza. De aceea pe Gălățeni sau pe cei care sunt în apropierea Galațiului, îi invit sâmbătă la ora 10 la Hotel Dunărea,
unde voi prezenta noul centru și în care voi vorbi și despre Academia Înălțarea Omului Divin, în care vom vorbi despre această cale spre înălțare, această cale în care pur și simplu vedem forma apostolică și încă o dată spun, măi, e foarte frumos acest lucru. Umbra lui Petru vindeca în momentul în care trecea pe deasupra oamenilor, da? Deci umbra lui. Oamenii stăteau și stăteau pe marginea drumului ca atunci când venea Petru la slujire, umbra să treacă peste ei. Atâta credință aveau oamenii aceia. Acest lucru trebuie să înțelegem și noi, să umblăm după această credință de manifestare, iar miracolul lui Dumnezeu va fi în fiecare zi peste noi. Da, frumos. Ne mergem la carte, Ștefan. Academia ne-a... Am vorbit despre Am Academie. vorbit, Academie, acum vorbim Carte. despre carte și despre modul în care se manifestă această carte și vedem că toate aceste lucruri se manifestă dacă cu adevărat existăm. Uite, mă uitam să spun oamenilor, pentru că foarte mulți caută mai multe informații. Și știu că nu îți fac în niciun fel concurență, de aceea fac emisiuni la tine pe acest canal. Să caute canalul Vestea Bună cu Ștefan Ion pe YouTube și să vadă acolo peste 850 de emisiuni, care sunt făcute doar în ultimii 5 ani de zile. Și dacă împărțim așa la cei 5 ani de zile, este o emisiune permanentă pe care noi o facem aproape zi de zi. Dacă punem și taberele, dacă punem și slujirea de zi cu zi, vedem că acolo este o formă în care putem să aducem lucrurile în zona de trăire, în zona de a face ceea ce este cu adevărat și de a face ceea ce se manifestă în trăirea divină. Și atunci vedem că lucrurile pot fi aduse într-un plan binecuvântat dacă avem și o informație corectă. Eu cred că aceste cărți sunt manuale în care putem să înțelegem ceea ce se întâmplă în viața divină, în care putem să înțelegem ceea ce înseamnă vindecarea prin conștiința hristică, ceea ce putem înțelege, ceea ce înseamnă miracolul salvării îngerilor, ceea ce este soarta, destinul și iubirea, cum înțelegem aceste boli care sunt adevărate binecuvântări care vin la noi, cum înțelegem relațiile care sunt sacre și cum înțelegem cuvântul lui Dumnezeu care ne binecuvintează în fiecare zi. Am promis că în iarnă, în voia lui Dumnezeu, voi mai lansa câteva cărți, dar cu siguranță pe prim plan va fi manifestarea în zona Academiei, în care foarte mulți oameni trebuie să ajungă la acest cuvânt a lui Dumnezeu și această formă de înălțare în care cuvântul, în Academie, cuvântul este diferit decât pot să-l spun aici. Îmi cer iertare că spun acest lucru, dar nu tot ceea ce aș putea să spun poate fi și înțeles, iar în Academie spun întreg adevărul. Da, îți mulțumesc tare mult, Ștefan, ca de fiecare dată, cum să spun, atingi așa o zonă pe care numai tu știi să o faci și nu te perii. Ne-ai încărcat sufletul și astăzi. Da, nu vreau să impresionez pe nimeni, dar vreau să înțeleagă oamenii că dacă ascultă emisiunea asta cu ochii închiși și orice emisiune, o să înțeleagă ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Nu interpretați oameni după chipuri, ci vedeți cine vorbește prin ei. Și vedeți că de foarte multe ori ne ducem în zona în care hrănim doar trupul și nu mai avem grijă de suflet și de duh absolut deloc. Da, din păcate cam așa facem. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc dumneavoastră că ați stat alături de noi. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine și ascultați sfatul lui Ștefan. Nu mai judecați oamenii, înțelegeți și încercați să-i simțiți, să le simțiți sufletul, pentru că este ceea ce contează. Divinul din mine salută divinul din tine.
Asta vreau să spun la sfârșitul acestei emisiuni. O seară minunată și mulțumesc frumos. O seară bună. Doamne ajută! Doamne ajută. Atâta timp cât există cercetători care au obținut și premiul Nobel, vorbind despre aciditatea apei și despre cât de nocivă este o apă acidă, în momentul în care ai posibilitatea să folosești o apă cu o alcalinitate optimă pentru organismul uman, nu prea ai de ce să întorci spatele, pentru că întorci spatele propriei tale vieți și propriei tale sănătăți. În momentul în care faci ce trebuie pentru viața ta și tu însuți îți poți bucura viața și poți trăi altfel. Acest aparat pe mine mă face să mă simt bine și cred că și el este pro-viață.